Salutare, dragilor! Am ajuns la o nouă partidă de pescuit. De această dată mă aflu pe Dunăre, în zona Giurgiu, în apropierea podului care leagă România de Bulgaria. Și azi voi pescui la avat. Voi pescui la avat cu o lansetă light de 2,10 m, de la 3 la 14 grame, un T-Pro de la Fox Rage, o mulinetă Prismix, fir textil subțire și înaintaj de fluorocarbon de 0,20. Hai să vedem ce reușim să facem și fir întins la pescuit. Am luat! Super! Un avățel mic! Super! A venit și primul avățel, un avățel mic, la un spinner tail. Hai să le liberăm acum. Mare atenție cu ăștia, că sunt destul de periculoși și vă pot rămâne cărligele în deget. Hai să dăm drumul. S-a dus, super. Hai să vedem dacă mai luăm ceva. Important e că din primele lanseuri a și venit un avățel. Ia, am avut iar atac. Super tare. Am avut un atac iar. Se pare că e bine că sunt activ peștii. Dar rămâne de văzut. Cred că am să mă duc puțin mai în aval, pentru că văd o grămadă de atacuri pe lângă mal. Bună ziua! Ia, aici am să încerc. Pare interesant. Încerc să pescuiesc pe lângă mal, la 10 metri de mal, pentru că aici, în această zonă, am văzut cele mai multe atacuri și cu siguranță în apa mai mică de lângă mal stau o grămadă de peștișori, de baboi, de obleți, care sunt vânați de avați. Avații care, bineînțeles, stau în apropierea lor și vânează.
Doamne, ce atacuri, te nebunește! Din barcă e mai simplu de prins, pentru că te lași în derivă și pescuiești de-a lungul malului. Dar de pe mal e destul de complicat, pentru că trebuie să dai mai mult timp în același loc. Și vezi că sare ba în stânga, ba în dreapta, ba în fața ta. Nici nu mai știi unde să lansezi, unde să dai, cu ce nălucă să dai. Sunt și perioade când, într-adevăr, sunt la fel de activi, dar în sensul că atacă și nălucile. Probabil că în perioadele când sunt mai puține obleți sau sunt mai rari, sau năluca ta piese mai în evidență față de obleți și e mult mai atrăgătoare, mult mai apetisantă. Dar un lucru este cert, atacul de avat este unul fenomenal. Pur și simplu îți avații mari, pur și simplu îți smulg lanseta din mână. Un atac violent. Drillul, na, ce să zic, nu e chiar așa puternic, dar atacul este unul foarte, foarte puternic. Am luat, dar e tot micuț. Sau l-am scăpat ea, să vedem, nici nu știu. Nu, am luat unul micuț. Ia uite. Opa. Frumos, na, ce să zic. Iată că am mai reușit să prind încă un avat, tot la spinner tail. Acesta este, nu este mare, dar măcar ne distrăm. Hai să-l eliberăm. Super. Hai. S-a dus. Parcă, v-am zis eu, parcă îmi face în ciudă. Păcate, mai devreme am pierdut spinner tail-ul care am prins. Acum caut altă variantă. Să sperăm că și găsesc. Din păcate, azi n-am putut să vin de vreme, am venit târziu. La avat de obicei se vine dimineața, la răsărit. Dar, na, acum am putut să vin. Am ajuns la Giurgiu pe la ora 10, 10 și ceva. Am prins 2 avăței. Mă duc să mai caut un loc pe aici, să vedem ce găsesc. Să încerc și un alt loc, pentru că în zona plajei unde am pescuit eu, era deja multă lume la plajă, la baie. Da. E o deschidere. E o grămadă de lemne. Dar încerc și eu pe aici, pe lângă ele, să intru la apă. Aici apare apa mai adâncă.
Asta a fost ieșirea de azi, scurtă, o oră jumate, trebuie să plec, am treabă, încă mai stare, dar văd că stare destul de departe. Asta este, apa se e puțin mai tulbure decât acum o săptămână, din câte văd este încă în creștere, au început să vină și gunoaie pe apă, pentru că odată cu creșterea apei se spală și malurile. Asta este. Să sperăm că în altă zi voi face o treabă mai bună. Hai, până data viitoare, eu vă urez fir întins și nu uitați un subscribe dacă nu sunteți abonați, un like și un coment mă ajută foarte mult. Fir întinse!